Bună, dragilor! Un nou tutorial, de data aceasta un material nou pe care l-am găsit de curând în magazin. Semnele acestea de carte din MDF și mă gândeam ce aș putea să realizez. Bineînțeles, pentru că îmi plac proiectele vintage, m-am gândit la un proiect vintage. Voi folosi și rama aceasta din placaj cu arabescuri. Se potrivește foarte bine cu motivul din semnul meu de carte. Semnele acestea există în mai multe variante, așa că puteți să alegeți între ele. O hârtie de orez voi mai folosi, șablon, câteva nuanțe de vopsea acrilică, pasta cerată, foarfecă, un creion, pensul aceasta cu păr de porc pentru șablonare, pistolul de lipit, lacul adeziv și cam atât așa. Haideți să trecem la treabă. Primul pas pe care o să-l fac este să asamblez cele trei semne de carte. O să lăs cam 2 cm. Le voi lipi pe spate. Voi folosi două nuanțe de maro și bej pentru tehnica de învechire. O să dau un strat de ceară lichidă pe toată suprafața. După ce s-a uscat ceara lichidă, voi da al doilea strat cu bejul acesta. Cu ajutorul unui creion, conturez modelul șervețelului. Am perforat doi fluturași dintr-o hârtie de ambalaj și dintr-o sfoară și o bucată de panglică am format fundița aceasta pe care o voi lipi în partea de jos. Puteți să-i puneți o agățătoare din sfoară în partea de sus sau o agățătoare de tablou. Așa a ieșit decorațiunea mea de astăzi. Mie îmi place tare mult ce a ieșit. O să repet materialele. Trei semne de carte pe care le-am lipit cu bețișoare de gât, două nuanțe de vopsea acrilică, șablonare, rama aceasta din placaj, fluturași perforați din hârtie de ziar, sfoară, panglică, șmirghel, ceara lichidă, uscătorul de păr, pensulă, paletă și cam atât am folosit la proiectul meu. Sper că vă place și vouă. Până data viitoare, la revedere!